Capitala s-a transformat într-o tabără pentru refugiați. După cutremurul de 7,5 pe Richter care a lovit România, aseară s-a produs o replică de 5,8 grade. Numărul morților a crescut la 3.000, 5.000 de persoane sunt rănite, o mulțime de clădiri s-au prăbușit, iar 40.000 de oameni au rămas fără locuințe. Mulți dintre ei sunt adăpostiți pe stadion unde au fost montate 20.000 de paturi, iar afară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență instalează corturi pentru alte câteva sute de persoane. Între timp, echipele de intervenție sunt mobilizate pe teren. Este scenariul celei de-a doua zi a exercițiului Seism 2018, la care au participat sute de salvatori, angajați ai primăriei capitalei, dar și voluntari. Simularea continuă și în această dimineață, când sinistrații vor sosi în adăpost. Rămâne de văzut cum se vor descurca autoritățile cu traficul aglomerat din capitală. Meciul s-a încheiat, zeci de mii de persoane au plecat acasă, iar acum stadionul e gol. Iar cea mai mare arenă din România se va transforma și în cea mai mare tabără pentru refugiați. O replică de 5,8 grade pe Richter a avut loc după marele cutremur, iar numărul victimelor, dar și al bucureștenilor care au rămas fără case, a crescut dramatic. Potrivit scenariului, 20.000 de oameni pot fi adăpostiți pe stadion. S-a dat alarma, au venit deja pompieri, reprezentanți ai firmelor de construcții, voluntari care vor să vadă în cât timp pot să ridice atâtea locuri. Rând pe rând, angajații primăriei capitalei, dar și voluntari, sunt pregătiți să dea o mână de ajutor. Prima misiune, instalarea paturilor. În arenă avem de instalat paturi pliante. Când ajungem jos la instalare, vă voi arăta cum se desface, cum se instalează. Totul este organizat ca la carte. În șir indian se merge până la subsol, unde sunt depozitate paturile de campanie. Nu sunt foarte grele, însă apar și primele incidente. Acum paturile vor fi montate în parcarea subterană. Înainte însă se face instructajul. În sat există un pat și două tige, da? O doamnă chiar dă dovadă de multă iscusință. Sare în ajutorul colegilor și instalează alte câteva paturi într-un timp record. Deci nu trebuie să vă repete de două ore. Nu. O singură dată și știm ce avem de făcut. Cât de simplu a fost? Foarte simplu. Trei mișcări. Câteva secunde și l-am montat. Nu este singura care se descurcă. Se instalează ușor? Da. Și pentru că este doar o simulare, nu lipsesc momentele hazli. Să ne interesăm de unde sunt luate. Să ne luăm și noi. Să ne luăm și noi. De ce ziceți asta? Păi sunt bune la baltă, la pește. Este deja miezul nopții, iar parcarea subterană se transformă într-o adevărată tabără de sinistrați, iar paturile sunt și testate. Acum trebuie să-l probăm. Ia, vedeți! Ia să vedeți! Deci eu la 104 kg rezist. În această noapte ar trebui să fie montate cel puțin 10.000 de paturi, însă misiunea e de-abia la început, pentru că trebuie să ajungă aici și perne și pături. Mai bine de 5 ore durează instalarea paturilor, însă demonstrația se încheie cu brio, iar sinistrații pot veni să locuiască aici. Aici nu poate să fie permanent, aici este o perioadă temporară, o cazare decentă, protejată, până se trece prin perioada respectivă și până, bineînțeles, se găsesc soluții permanente pentru ei. În primele 72 de ore de la un cutremur este obligația autorităților locale să asigure hrana sinistraților și pentru asta Primăria Municipiului București este pregătită prin legea SNB să asigure hrana și apa. În plus, alte 600 de persoane vor putea fi cazate într-o tabără de corturi instalată afară. De asta s-au ocupat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Are și un anumit amplasament, de la toalete, la punctul de control de intrare în tabără, vor fi amplasate puncte medicale în tabără. La intrarea în tabăra mobilă se va face triajul medical al sinistraților, care vor fi apoi ghidați către corturi. Fiecare cort are cam 7 paturi și sisteme de încălzire sau răcire în funcție de temperatura de afară. Alte două tabere au fost instalate în afumat și voluntari, cu câte 300 de locuri fiecare.